Bine v-am găsit la o nouă ediție Casa ta de vis. Așa cum v-am obișnuit, cu teme diverse de fiecare dată, astăzi vă voi prezenta o casă realizată într-o zonă montană, respectiv la Breaza. Poate mulți dintre dumneavoastră considerați că o astfel de casă de vacanță este un vârf de munte greu de trecut. Nici de cum. Dacă vă adresați unui specialist, cum de exemplu eu la mine la birou am foarte multe astfel de teme, puteți realiza o casă în costurile pe care vi le doriți și împlinind și ceea ce vă doriți. Deci, practic, să aveți o oază de liniște în afara orașului. Dar să vă explic pe îndelete cum s-a realizat un astfel de vis. Care sunt pașii necesari pentru realizarea unui astfel de vis? O astfel de casă trebuie amplasată pe un teren potrivit. În primul rând, terenul va dicta casa. Deci ne trebuie un teren a cărui suprafață să nu fie nici foarte mică. Spre exemplu, aș propune de la 300 de metri pătrați în sus. Și, bineînțeles, trebuie avut grijă ca acel teren să fie dispus corect față de însorire, față de punctele cardinale. Să vedem ce tip de vegetație are pe el. Sunt unele terenuri care conțin anumiți copaci care mai mult sau mai puțin ajută construcția, dar în principal lucru mai puțin știut de către beneficiar sunt perspectivele de vizibilitate, cum spun arhitecții. Deci, practic, posibilitatea de a pune această casă în valoare, percepția ei. Deci trebuie să existe și o proporție între suprafața terenului și casă, tocmai pentru a fi privită, pentru a fi admirată. Am să vă spun că fiecare temă de proiect are particularitățile ei. Spre exemplu, casa de munte, cea pe care o studiem astăzi, este compusă din anume spații, anume funcțiuni care o fac să fie locuită atât în perioada rece cât și în sezonul cald. Practic este o flexibilitate a spațiului, este o casă integrată în mijlocul naturii și care trebuie să răspundă nevoilor locuirii în toate perioadele anului. Haideți să vă spun cum este împărțită această casă. Fiind vorba de un parter, un parter mai generos, am considerat că trebuie adunate funcțiunile principale. Printre ele, printre spațiile dominante, în afară de spațiile de zi, se află și spații destinate garajului, depozitării, o cămară, o cameră în care există un acces cu exteriorul pentru unelte de grădinărit, de tuns iarba și nu în ultimul rând, zonele de acces care sunt, chiar dacă spațiul este foarte corect distribuit și foarte funcțional, aceste spații nu trebuie să dea senzația de meschin, de economie. Din contră, casa trebuie să respire, să existe o viziune totală asupra ei de când a intrat în casă. Deci, practic, o percepere a întregului spațiu. Despre finisajele casei, ce pot să vă spun? Este destul de seacă la nivel de finisaje, dar asta nu exclude frumusețea. Ne face o trimitere foarte puternică cu casele pe care le putem vedea în Austria, în Germania, în Elveția, cu casele de munte, dar și cu elemente care aduc noul, care te captivează, care fac acest volum să devină interesant ochiului.
Am folosit culori de contrast, un contrast puternic între alb și maroul pe care îl vedeți pe casă și care conturează ferestrele, balustradele, marginea balconului, dar și elemente cum sunt cele regăsite la terasa exterioară acoperită, elemente de formă care de asemenea întregesc tot acest ansamblu și fac din această casă să nu fie una banală. Și la interior există aceeași impresie, aceeași legătură cu arhitectura, cu formele exterioare. Practic, întreg ansamblu are același limbaj arhitectural, deci practic este în aparență un finisaj simplu, sec, dar care umple de căldură pe cel care locuiește în aceste spații. Pentru că toți suntem la munte, am să vă prezint un proiect realizat de mine, o locuință transformată ulterior în pensiune, deci practic o funcțiune care întâi se adresa unei singure familii, prin frumusețea și expresivitatea amplasării acestei case, s-a transformat într-un spațiu de închiriat. Vă pot spune că proiectul este o reușită prin faptul că am plinit pe o suprafață atât de mică de teren toate dorințele și nu numai, ne-a ajutat și locația. Deși este un teren cu suprafață sub 400 de metri pătrați, un teren în pantă, un teren cu probleme din punct de vedere al solului, fundația a trebuit făcut și tratată într-un mod special pentru a se integra și a se construi cu costuri minime. Cu toate acestea, această casă este o reușită prin faptul că atât dinspre interior către exterior putem privi peisajul, cât și invers, fiind amplasată la intersecția unor străzi, este captivantă și consider că este un cap de perspectivă pentru acest loc. Așa cum vă spuneam, destinația acestei clădiri nu a fost inițial pensiune. Ea a constituit o locuință pentru o familie. Practic, ea cuprinde zona de zi cu bucătărie, cu spații de depozitare și spații tehnice, un birou la parter, iar la etaj, trei dormitoare și al patrulea la mansardă. Ulterior, prin faptul că beneficiarii au fost foarte abordați și chiar li s-au cerut condiții de cazare, ea a luat funcțiunea de pensiune. Pensiune care de câțiva ani funcționează foarte bine și este una dintre cele mai atractive. Și cu aceasta, emisiunea noastră de astăzi a luat sfârșit. Vă invit pentru a viziona mai multe case și mai multe idei de teme, să accesați site-ul arhitectgabrielgeorgescu.ro și vă aștept la o viitoare emisiune.